În Dumnezeu ce aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașe. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo? Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci, cum puteți să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin. Vă rugăm să reocupați eu. S-au cântat cântarea, eu sunt calea și am putut totul calea. Eu am ales din pasajul acesta doar subtitlul. Îmbărbătarea ucenicilor. Pe la noi, pe lângă Ucraina, că vineri am fost la o întâlnire de rugăciune chiar la Birca, care e graniță ucrainene, și am avut o întâlnire de rugăciune și motivația principală era să ne rugăm pentru pacea țării. Că știți dumneavoastră. Și am făcut o rugăciune specială pentru frații din Ucraina, unde noi avem mulți musafiri, prieteni, ne vin musafiri. Eu am fost în foarte multe biserici acolo și ne-a rugat ca Domnul să-i păzească și tu ești. Îmbărbătarea ucenicilor. Pe la noi s-a scumpit gazul foarte tare. Și pe aici? Sau n-aveți? Da. Și curentul? Și pe la noi oamenii, nu la noi în adunare, dar pe la noi umblă cu mască. Le-au pus mască. Și îi obligă să vaccineze. Și Doamne ferește să ajungi la spital. Domnul vine și ne spune să nu vi se tulbure inima. Păi da, putem împlini noi versetul ăsta? E pentru anul 2022, pentru pandemie, pentru problemele care le avem, rata, șomajul, pensiile, tot spune că le mărește și nu le mai mărește, eu sunt pensionar de 9 ani de zile, să nu vi se tulbure inima. Și o întrebare, e pentru noi? Să ne dea Domnul credință. Amin. Că împotriva tulburării, Domnul ne-a dat două arme cu care să luptăm. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu. Amin. Să ne mărească Domnul credința. Amin. Și a doua armă e cunoașterea. Știți unde mă duc? Știți și calea dracolo? Eu cred că să nu vi se tulbure inima, înțelepte să identificăm sursele astea de tulburare și să le ocolim. Spune în Fapte, capitolul 15, în scrisoarea trimisă de apostoli, am auzit că unii plecați dintre noi fără nicio însărcinare v-au tulburat prin cuvântările lor. O sursă de tulburare e vorba. E vorba. Vin la adunare, îmbrac nevastă, copiii mei, hai să vedem, mă oprește în plac cineva și așa mă tulbură. Tu vorbești ce nu trebuie. Mi s-a întâmplat? În Iacob, capitolul 3, versetul 16, parcă spune că acolo unde e pisma amară și duc de ceartă, acolo e tulburare și tot felul de lucruri rele. Unde e invidie, sinonimul pismei e invidia. S-ar putea să vin la adunare să nu spună nimeni nimic. Și tu să te tulburi, că am vrut să predic eu și-o pus pe altul. Și mă duc acasă așa de tulburat. De la ce? De la invidia asta. În Proverbe spune că cel lacom de câștig își tulbură casa. Eu îl rog pe Domnul ca să ne dea înțelepciune, să identificăm izvoarele astea de tulburare și să le îndepărtăm de la noi. Că pilonii de altă dată ai societății românești s-au cam șubrișit acum. Învățământul. Știi dumneavoastră, învățământul. Și eu am copii. Am copii și la facultate și la liceu și la școala generală. Când e online, când e chizic. Nici sărații nu mai știu. Și am unul trebuie să dea BAP intra a 12, și am unul trebuie să dea capacitatea intra a 8-a. Și zic, băi, voi știți ceva matematic online? Da, tata, o mie de ani cum ne descurcăm. Sistemul sanitar, v-am spus, numai să n-ajung la spital acum, plătești medicamente și doctor și tot, și nu știu dacă mai vin apoi.
Sistemul de apărare națională, vedeți dumneavoastră câte trupe au trimis frații noștri din nord sovietice și vor ceva. Și eu am o nemulțumire că am fost și sunt în Consiliul Bisericesc în țară mai multe mandate și a ajutat de fratele Timșac Fedor, nu știu dacă știți, care e președintele pentecostalilor români din Spania. El e din Ruscova de loc. Și are o adunare mare de ucraineni, sute, și am fost de mai multe ori la dânsă. El a ridicat problema, a zis, băi, fraților, hai să facem o lege în statut, ca și în Ucraina, că tinerii noștri sunt non-combatanți, adică să nu iei sub arme. Și două zile m-am rugat de frații de la București, și Fedor la fel, și încă vreo doi frați, și ăștia au râs. Și le-a spus, voi v-ați trimis copiii prin America, pentru că i-ați aranjat bine și la noștri nu vă gândiți. Când a fost cel la război în Ucraina, pentecostale nu i-au luat. Adică poți să iei la săpat tranșei, la caras, faci cu făină, în spatele frontului, dar nu în linia întâia. Și acum când ne amenință, cineva spunea în altă ieri, băi frate, dragă, și era bun dacă scrie. Era bun, dar n-a scris-o. Și uite că lucrurile astea pe noi ne tulbură. Că eu am deja doi băieți care pot să iei după legile lor. Și acum vine Biblia, spune, să nu vi se tulbure inima. Și iar întreb, se poate? Momentul când scrie Domnul asta, era momentul când se despărțea ucenicii de el. Fiul omului va merge la Ierusalim, va fi omorât, va fi răstignit. Și ucenicii erau tulburași, el spune, mai să nu vi se tulbure inima. Când te desparți de cei dragi, când mor oameni, noi am avut un privilegiu deosebit. Eu nu propovăduiesc, sper că nu mă dați direct pe internet. La noi, când e pandemia, n-am luat nicio măsură de distanțare, nu poartă nimeni mască, cina Domnului cu spălarea, cu un pahar mare de la unul la altul, în 2 ani ceva n-am avut niciun deces de COVID. Au venit cea mai mare televiziune din lume, CNN-ul, la noi la adunare, și mi-a luat un interviu. Și ne-a spus, domnule, nu avem, cum vă explicați? Și era un italian, a fost că Gloria Dios, eu nu știu ce e, dar glorie Domnului. Deci domnul primar aici, incidența zero, nu avem nimeni bolnav de COVID. E harul lui Dumnezeu. Alții au suferit, știu asta. Când au suferit și au murit cei dragi și să nu vi se turbune inima. Eu am fost unul la o mormântare la apropie, nu știu dacă e o lună. A murit un băiat de 19 ani și o frate sunt de 20. Ăla de 20 de ani era pe logodit. În martie trebuie să aibă nuntă, în luni au fost șorat cu mireasa costumul de mirim, tot însă au împărțit invitații și când au ajuns acasă cu locondica, au spus, mă duc, mă bărberesc o leacă, că mulți mi-au crescut barba. Să fie, du-te repede, s-au dus și nu mai ieșe. Frate, s-au era dus să fac un duș. Când văd, nu mai s-au dus, erau morți amândoi acolo, au tras afară și au trebuit să predic. La mama aceea și la data aceea, să răspund, să nu vi se turbure inima. Credeți că e ușor? Dar înțelept este omul care crede și folosește armele care le-a dat Dumnezeu. Credință. Eu am avut o mamă pocăită. În 1930 născută în pocăință. Bunicul meu a fost la Cernăuț condamnat pe 25 de ani pentru credință. Mama era semi-paralizată așa în ultimii ani și odată când am venit la lucru, spune, măi, Dragoș, azi am avut o răpire. Ea se ruga, tot timpul se ruga și spune, m-am văzut așa că la 17 ani parcă am trecut un râu mare, s-auzea un vuie, dar nu știu. Și pe malul celălalt era iarbă, eu eram îmbrăcat în alb și când m-a ridicat pe malul acela am văzut, bă, ce tate de aur! Și măi, ce tate frumoasă, nu pot să spun, măi. Tu te spune, măi, băiete, ce frumos e acolo. Eu știu că Domnul o cheamă acasă și ea spune, măi, eu am să mor, dar eu știu unde mă duc. Știi ce încurajare e asta? Când pleci de aici, eu știu unde mă duc. Și Domnul spunea, știți unde mă duc, știți și calea într acolo, hai să folosim arma asta. În aceea săptămână m-am plecat la Domnul, așa cum i-o arătat el. Dar credința și cunoașterea sunt două arme care trebuie să le folosim. Îmbărbătarea ucenicilor. Există la momentul actual niște duhuri
rar ne-am întâlnit înainte. Cam și eu peste 60 de ani de când urmez calea pocăință. Duhuri de depresie, de descurajare, stres. Ați auzit voi de stres? Bunicul nu auză de stres, tata nu știu ce înseamnă. Acum și găinele stresate. N-ai voie că stresezi găinile, stresezi cățelul. Și apare o descurajare și o lehamete de viață, ceva de speriat. Nu de mult am fost într-o familie, o tânără de 15 ani, o luat pe alăturea. De la pandemie, coate. A zis, băi, frate, ai mama, ai tată, ai ce trebuie. A, frate, drag, nu știi, știi tu, adică eu nu știu și tu știi. Speriață de pandemie. Mi-a tot sunat o soră de pe județul Mureș, nu spun de unde. Frate, dragul, vine până la noi, vine cu bărbatul meu. Măi, ajung până la urmă, că mă sunam toată ziua. Și nevastă spune, du-te, băi, omul, odată, vezi și acolo. Mai eu, doi frați, păstori, proroci, oameni al Dumnezeu. Când mă duc, un bărbat, care era în comitetul adunării, care a predicat Evanghelia, de la pandemie a venit un duc de frică. Și tot spunea, băi, nevastă, nu știu ce a să fie. El are 8 copii, unii patron mari, unii păstori. Și nevasta, un vas mai slab, femeie, un vas mai slab, zice, lasă-mă, omule, că avem ce mânca, mă, ce te mai temi? Tu ești femeie, ce știi? O ajuns, o venit duhul de frică, de depresie, nu mai merge la adunare, era foarte violent. Când am intrat în ogradă, el se uită la noi și spune, ați venit să mă legați? Eu zic, nu, prima tare am venit să te deslegăm. Ne-am intrat în casă, el sărea la bătaie, ne-am un frate. Și băietul ăsta, noi pe tata l-am legat cu chingele de la tir. E foarte violent. Și de la ce au plecat? Suntem mie cu vine pandemia. Dar se merită? Așa o frică de mare? Și apoi mulțumim Domnului că eram cu frața aceea și s-a făcut o rugăciune și Dumnezeu l-a vindecat. Acum era fric, era rușine să iese pe drum, că frața a auzit. Dar el a mai avut o bugă, o hibă, spunem noi. Când am intrat în ogradă, băiatul lui spune, a venit fratele Dragoș, la noi îl cunoști? Îl cunosc. L-a chemat frață la evanghelizare și i-a dat 18 minute ala în conducere. Măi, eu am fost acolo la evanghelizare și 18, nu știam că am ridicat 18, dar cred pe el. Când am ajuns eu acolo, mai liniște un grup de frați. Proroci, prăstori, prezbiteri și ca asta spune, n-a trebușit, cum faci? Băi, predicăm tot mai puțin. Că doar, mie nu mi-e dor să predic. Da, dacă tu vrei așa, și-o predicat 18 minute, vorba lui. El tot timpul a avut ceva împotriva conducerii adunării. Tot timpul. Păstorul nu-i bun, prezbiterul nu-i bun, alalt conducător și la urmă, frața aceea de care el a grăit de rău. O venit la el pe acasă, s-a rugat pentru el și a spus, hai frate, vină la adunare. Aseară m-a sunat băiatul lui, că asta e de mult, un an, doi, după pandemie, nu știu. O spus, tata, e bine, e sărătos, a mers la adunare, e cina. Și frate, e răi din conducere și firești, l-a ajutat, l-a chemat, l-a luat cu buna și acum s-a integrat înapoi. Slavă Domnului. Să nu vi se tulbure inima. Apar duhurile astea de descurajare, de depresie. Cineva ne spune minciuni. Venim din Ardeal și înainte de a intra în Bistrița, ne sună un frate, păstorul, conducător de adunare. Frații au auzit că treceți pe aici, nu intrați pe la noi. Băi, frate, dar e 12 fără un sfert noaptea, nu-i vreme de vizite și de mâncare. Frații mă cheamă la mâncare când aude. El, frate, eu nu vă chem la mâncare, nu vă chem de geamă, eu stau la poartă. Ne-am dus omul la 12 noapte la poartă. Ne-am intrat în casă, o fată frumoasă, plânsă, roșu tot, cu niște ochi bălbucați în cap. O scare câteva în loc de când nu mănâncă, nu doarme, e depresivă. Și eu m-am dus, am spus, băi, dar tu ce faci? Uite ce fată frumoasă, da, frumoasă, uite câtă zi urâtă. Bă, ce ți-a spus că ești urâtă? Dar ce eu nu văd? Mai are nevoie cineva de mine? Bă, ce ți-a spus că n-are nevoie? Știu eu. E ce s-a întâmplat? S-a grei cu un băiet la Cluj, era anul 4 la facultate. Și băietul a lăsat-o. Nu era tare serios.
Dar eu am pus sentiment, fată cu minte pocăită, fată de păstor, și când o lăsat-o, nu mai voia să trăiască, nu mai voia să trăiesc. Păi apoi am vorbit eu cu dânsa, i-am spus, păi am acasă, am avut un băiețel mic, tare de era drag. Și am cumpărat o jucărie, o mașinuță. Și el tot zău prin casă, piperul, pimpaz, măi l-am lăsat, m-am bucurat. Păi dar a început să crească și el tot cu îi spun la nevastă, vei, eu îi fur mașinuța ce i-a trus. Și am luat mașinuța și am cumpărat o numărătoare cu bine. O plâns el după mașinuță și după aceea am început să juca cu bine, l-am învățat să numere un pic, dar el tot cu bine. Într-un zi am luat bine, am luat un caiet, i-a spus, ai vină mătă de cutie, am făcut un cărulic, un bastonaș și am început, el plângea după bine, dar s-a învățat. Și eu am spus, mă, eu cu băietul meu trăiesc bine și l-am vrut bine. Dacă Dumnezeu ți-a luat bolanul ăsta, are pe unul mai bun pentru tine. El s-a înseninat, o spus și mi-l dă mie. Suntem ținii, mă, de, are ceva mai bun pentru tine. Suntem la facultate, s-a căsătorit, are doi copii. Da, dar de ce descurajarea? De ce depresia asta? Ei, în conjunctura actuală vine Domnul Iisus și ne vorbește, spune, să nu vi se tulbure inima. Amin. Dumnezeu să ne dea credință și cunoaștere. Vis-a-vis de îmbărbătarea aceasta, câteva cuvinte, eu cred că kilometru zero cu care plecăm în practicarea îmbărbătării, e îmbărbătarea proprie. Tu îmbărbătează-te pe tine. Că până vine păstorul, până vine comitetul să te îmbărbăteze, s-ar putea să dureze ceva. La noi eram un frate bolnav, știam că e bolnav, s-a dus în spital, știam că trebuie să-l vizitez, într-o duminică dimineață îl văd la adunare. După aceea, domnul frate, a ieșit din spital, și el îmi spune, dar ce am eu, nu stau bănuvit tu? Dar da, și eu am familie și servicii, opiam și... Odată, stam de vorbă cu nevasta în casă și mă gândeam că în adunare, noi avem adunare mare, mai sunt frați care fac mofturi, pretențe, care nu vin, trebuie să-i sun la corp, la predic, la... Și am observat eu așa cum un frate nu prea vine la adunare. Nu-i nevastră, dar fratele Găitan nu prea vine la adunare, ce mai vrea și omul ăsta? Și nevastră spune, frate păstor, dar el nu spune așa acasă. Frate păstor, dar fratele Găitan, Gheorghe, mor și îngropat. Când a murit tu? Când erai tu în America, doar n-avea să-l ții până în viitor. Omul a murit, l-a îngropat, eu cred că atunci am auzit, dacă n-am fost la eveniment, am uitat. Eu nu judecat cu facem mofturi. Ei, știți ce se întâmplă? Recomandată-i îmbărbătarea proprie. În cartea lui Iosua, capitolul 1, versetul 6, Domnul îi spune lui Iosua, Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te, tu pe tine. Încercați? Când e cazul, știu că aveți și voi. Și problemele știu că sunt la sărbăgerul nou. N-am vrea să încercăm să ne încurajăm singuri. Isaia 63. Cine ce care vine din Boza, din Teman, cu hainele mânjite de sânge și calcă mândru plinătatea lui. Versetul 5. Eu sunt cel ce a făgăduit mântuirea și am putere. Și acolo m-am uitat și nu era nimeni în jur. Atunci brațul meu a venit în ajutor. Hai să ne îmbărbătăm singuri, da? Până eu el 3 cu 10. Cel slab să zică, sunt tare. Puteți spune așa? Amin. Este o cântare. Vreau să zic că cel ce e slab, eu sunt tare în Hristos. Cel sărac, eu sunt bogat. Cel bolnav, o știți? Puteți spune așa? Amin. În Hristos suntem tare. Hai să ne încurajăm singuri așa. Îmbărbătarea proprie. Începe prin a gândi pozitiv. De ce să gândești rău? De ce să dai voi frici să intre la tine? Există trei duhuri care generează frica. Duhul lui Dumnezeu care aduce frica de Domnul. Fapte 9, 31 și multe alte versete. Frica de Domnul e bună. Există diavolul, duhul rele, cu duhuri de frică. Foarte periculoasă. 2 Timotei 1 cu 7 spune că noi n-am primit un duh de frică, ci de chipzuință, de putere, de dragoste. Dar există duhul omului.
Din 1 Tesaloniceni 5:23. Și Duh și Suflet, sau din Corinteni 2:11. Că nimeni nu cunoaște decât Duhul omului, da? Duhul omului are și el parte de frică. Eu întreb, frica asta e bună sau e rea? Că eu am așezat frica asta omenească între prudență și panică. Sora mea, mai mare cu 10 ani ca mine, are niște frase, nu știu. Și-o spus, băi, frate, mă să vii să-mi tai frasele astea. Că eu să construiesc ceva acolo. Eu mă duc. Dacă îmi cade frasele în cor, îmi strică casa. Din vine încoace, vine pe șură. Din coace, vine pe fântână, pe gard. Așa era. E, băi, nu știu cum să-i tai. Unul mă învață de ușor, nu strică casa la sorda. Ia te rog, drujba, te sui în frase și tai câte o creangă, de sus în jos. Așa e, așa se face. Eu mă uit la vârful frasenului, mă uit la mine, 100 și ceva, nu se vă spun exact, 100 și ceva de chile, în buletin 60 și ceva de ar, eu mă tez, mă sveru. Îți păcătos? Frică. Dar cineva îmi spune, băi, stai cu minte, vorbește cu tatăle, ca o pisică să suie, și pe ăla tai, asta e meseria lui. Mă duc la un bani de pocăile, îți dau cât vrei, vine și taie. Domn proiectorul nu m-a mai urt, asta am căzut dintr-un bloc, m-am lovit și mă tem să mă mai spui. Na. Care-i păcătosul și care nu? Cum e cu frica asta? Eu am așezat frica între prudență și panică. Eu cred că prudența e bună. Până la urmă a rezolvat. Am urit o comașină, cu o maceră de aia mare, cu o cabină, s-a suit el, asigurat, s-a tăiat. Eu cred că schimb un întrerupător, opresc și siguranța la tabloc și pe cei de afară. Știți de ce? Nu mă tez. Nu mă tem că am avut prieteni care au stat în comun 21 de zile electrocutat, frate, în adunare. Și mă tem. Îți păcătos? Sau pe polei, cu cauciucuri de vară, ce am pățit când mergem cu spatele înainte și facem rugăciuni, vedea până rugăciuni. Și de atunci îmi schimb cauciucurile. Și nu mai merg pe gheață. Îți păcătos? Nu. Deci frica asta omenească, care pleacă din logică, din rațiune, e bună, nu e păcătoasă. Dacă nu suntem atenți, ajungem în partea cealaltă și ne panicăm. Eu am o nevastă cam temoasă, cam fricoasă. Și când spăla mașina, dispăra și o sări siguranța, vai din mine o sări siguranță. Nu știu, de ce e pus să sară? Măi, omule, nu umbla acolo, să vedem ce putem face. Nu, dar nu suntem în casă și murim tăți. Și m-am dus, omul, nu te duci, nu te chemăm pe cineva. Asta deja e frică, nu e mai bună. Că dacă nu ne controlăm frica, ea, ceea ce se numește prevedere, precauție, e bun. Și protecția muncii s-a născut tot de frică. Să ai cască, să ai mănuși, să ai schelă legată, tot de la frică. Asta nu-i păcat. Când nu suntem atenți și alunecăm în extrema cealaltă a panicii, ne panicăm, aceea e deja e periculoasă. Aceea e mai aproape de diavolul decât de Dumnezeu. Și am asigurat, am așezat o frică între real și imaginar. Că trăim vremurile astea, dar chiar avem motive azi, am până la 12, motive mari de frică avem? Că suntem aici în adunare? Nu. De regulă noi ne temem de ce se poate întâmpla mâine. Da? Pentru că rușii sunt la dânsă în țară. Dar dacă intră la ucrainieni sau la români, de ce eu mă tem? Nu mă tem că sunt ruși în Rusia. Nu mă tem de ce. Noi așezăm frica între real, dacă sunt motive de frică, a fost o inundație și la noi, a venit și voa, e mare, m-am dat la o parte, cum mi-a fost frică. Ei, dar noi, de multe ori, ne temem de ce se poate întâmpla. Și asta nu-i bine. Ne temem de necazul de mâine, dar Domnul spune, mai ajunge zile necazul ei. Eu am o fată, o dat la Cluj la facultate, o reușit. Eu bucuros, băi, o reușit, faci facultate, din drept, la Babel și voi. Și undeva și mi-a spune, da, e răbire, hai. Știi că s-o angajează careva? Unde a să lucrează după ce termin dreptul? Eu zic, băi, nevastă, dar nu a făcut nicio oră, niciun examen și tu te gândești peste 4 ani dacă o să aibă de lucru. Îi înțelept, așa?
Lasă-mă că ziua de mâine are necazul ei. Noi luăm multe îngrijorări de săptămâna ce vine, de luna ce vine și ne temem nejustificat. Eu când eram la școală, era o poveste. La ăștia tine nu cred că o învățat-o. A venit un om acasă și nevastă s-a plângea. Și în mamă s-a, și o vecină, și întreba, dar de ce plângeți? Uite, am copilul pus aici mic și avea așa un plichit, ce spunea creangă, și un drop de sare, știți de ce vorba. Și nevastă a gândit, dacă zăsui pisica acolo, dă drobul jos, omoară copilul. Și plângeu tăte, dar din câte știu eu din poveste, pisica nu s-a mai zărit niciodată. Și atunci de ce plângeau femeile astea? Eram într-o casă și o să vrea Duhul Sfânt la gazdă, ca o femeie. Femeie, te tem de lucruri care nu ți se vor întâmpla niciodată. Și are rost să ne temem? N-are rost. Ne putem noi îmbărbăta gândind bine? Amin. Vă propuneți asta să gândiți mai bine, mai pozitiv. Amin. Trebuie să merg la nuntă la Dicom de Sus, dar surorul le spune, frate drag, și o ieși pe nevastă, dacă nu ești bădoi. Măi, o eu. Dar vorbiți cu dânsa, că ei nu vrea să iasă de acasă. Eu avem și faci, animal, și copii, și ei nu vrea să iasă de acasă. Vorbesc surorul, le încurajează, ei de sâmbătă seara, calcă rochea, pantofii, baticul, dimineață, mă duc, fac treaba, ne îngraș, repede, hai nevastă, să mergem. Eu nu mai merg. Dar de ce? Dacă mi se face rău. Băi, dar dacă ți se face bine? Eu merg la nuntă să mi se facă bine, nu rău. Nu, dacă mi se face rău. O soră cu o voce grozavă. Mă, eu când o cântare în armare, mă tem. De ce? Dacă mă nec. Dar cum să te neci, băi? Doar și la mâncare te poți să neca mai ușor, dar de mânca mănânci. De unde frica asta? Și mă duc la Vico și stăm la masă și povestesc, măi, am o nevastă cam fricoasă. Una pune lingura jos, spune, și eu tot, frate Dragoș. Bărbatul îmi spune, băi, frate Dragoș, mă cunoșteam. Lucrez la CFR, eu sunt manevrant de vagoane. Plec, ajung la Dornești, la gară, încep lucru, mă sui pe scară la vagon, cu o mână mă țin acolo, cu o mână dau semnale la mecanic, sunt la telefon. Mă uit nevastă, trebuie să răspund. Alo, da, ce faci? Servici. Ești bine? Da. Sigur ești bine? Da, măi, dar de ce? Alo, treba, trece o salvare pe aici, cu girofarne pus. Și am spus să nu fi pățit ceva. Și zic, băi, las, băi, nevastă, de ce te-ai salvat, nu trebuie să vii după mine, măi? Dă-ți drept la poartă, mă urmărește bine. Și ea spune, da, ai drept, băi, drept, recunoști. Tu chinuiești un bărbat și Duhul ăsta de frică mai bași în copii. N-ai voie cu mână, n-ai voie ce, crești așa niște copii temoși. Vă propune să fiți mai curajoase, surori? Amin. Și voi, frați? Amin. Și să ne îmbărbătăm singur. O metodă de îmbărbătare proprie e o gândire pozitivă, frați. Și să știm că Dumnezeul nostru e mai mare decât COVID-ul. Amin. Și e mai mare decât boala, și e mai mare decât tăti dregătorile, și e mai tare decât rușul și de americani. Amin. Eu spun, Doamne, pune îngerii tăi și ne-o protejezi. Și spun că am zis că mă culc și adorm în pat. Și dorm ne-ntors până dimineața. Putem face așa? Doamne, ajută-mi. Și tot ca să îndepărtăm frica, mai sunt și amintirile bune. Amintirile bune. O plecat David să se bată cu Goliat. Și s-a uitat Saul, măi, băiete, nu poți, măi, stai războinic din tineret, uite la tine. Și David vine așa un prichindel și spune, împărate, eu pășteam oile tatălui meu și când venea un urs sau un leu să iau o oaie, nu mă aruncă și o smulgem. Și dacă se ridica împotrivă, mă ducem și rupem fanga. Și spune David o vorbă. Cel care a fost cu mine atunci, o să fie și acolo. Sunt aici că nu vă cunosc pe niciunul. Sunt aici frați pe care Dumnezeu i-a ajutat până acum. Dar pe care i-a vindicat până acum. Dar pe care i-a scăpat din primejdie, așa miraculos sunt. Și-a îmbătrânit Dumnezeu. Nu mai poate, nu mai are îngeri. Cel care m-a salvat ieri, nu mă poate salva și azi? De ce să nu gândesc așa? Eu plecam la Oradea și spun la biserică, frate, mă duc la Oradea și rugați-vă și pentru mine ca Domnul să pun un înger, să mă păzească. Dar un băiet obraznic de la cor îi spune la urechile a meu,
după cum conduce Tatăl cel Oceat Mare din Îngeri. Nu cu spiteză umană, dar sunt pihnie îndemânate. Când venim de la Oradea, nu o fata de la Cluj, 12 noapte afară cu lua, și un băiet mă ținea de vorbă. Frate, mai stau de vorbă, mă tare să n-adorm. Bine faci, măi. Ajung la vatra de ori, când se calea ferată la Biserica Betleem, în loc să o iau pe după spoara, am luat înainte. Și în fața mea vine un tir, și oprește un tir în fața. Eu am luat pe contra, pe interzis. Am oprit amândoi, eu am trecut pe lângă el, aveam stație, mi-a spus, domnule, eu drumul ăsta l-am făcut de sute de ori, nu știu de ce am luat pe aici. Ăla cu tirul spune, mulțumește la Dumnezeu că n-am pățit nimic a niciunul. Și am plecat. Și acum le-am spus la cei la Lugos, rugați-vă pentru mine, am predicat la dâns și la voi, merg la Betel, de acolo la un privechi, mă suie mașină și plec la Suceava noaptea asta, mâine te spui la o mormântare. Vă rugați pentru mine. Amin. Dar știți ceva, eu chiar cred că Domnul mă păzește. Chiar cred că are îngeri. Eu spun, Doamne, din miliardele de îngeri care le ai, unul mă păzește. Amin. Și până aici, Dumnezeu l-a ajutat. V-ați putea îmbărbăta singur? Să plecați acasă mai bucuroși. Voi sunteți mai frumoase, fetelor, când râdeți. Când zâmbiți, nu provoc râsă, dar pirez. Dar roada Duhului din Galateni 5:22 e dragostea și după aceea e bucuria. Nu-s frunțele încrețite, nu-s mâniile, nu-s mofturi, nu-i izolarea. Bucuria. Bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Să ne dea Domnul. Că tare mulți n-au roada asta. Și mă duc facă de o rugăciune și mi-a dat de Domnul. Femeia asta nu mai are bucurie. Omul ăsta nu mai... Și a spus, mă, ce ai făcut cu bucuria? Că ești mântuit, mă. Da, frate, dragos. Să le dea Domnul bucuria mântuirii. Apoi urmează îmbărbătarea unii altora. Că trebuie să practicăm. Că împotriva acestor duhuri, Domnul a lăsat un dar al Duhului Sfânt. La Romani, capitolul 12, versetul 8, spune cine îmbărbătează pe altul să se țină de îmbărbătare. Sunteți botezați cu Duhul Sfânt? Amin. Amin. Sunt și daruri? Are cineva darul îmbărbătărilor? Vorbim în limbi, tărmăcii, prorocii, noi vrem și darul minunilor și a vindecărilor, dar darul îmbărbătării. Cine l-are în adunare? Este careva? Știți că nevoie de darul ăsta? Că sunt atâtea surse de tulburare. Trăim vremi fără precedent, așa de nesigure. Apocalipsa spune că nu vor ști ce să facă la urletul apelor. Nu că nu vorbea, nu vor ști. Și ăștia cu pandemia nu știu. Și se ridică, spune că e gripă, la două săptămâni spune că mor de-ți oamenii, acum iar spun că nu știu ce se spune. Și atunci e nevoie de darul îmbărbătărilor. Să pui mâna pe telefon și se duce o veste bună, Isaia 52:7, cât de frumoase sunt pe munți picioarele celor care aduc vești bune. Hai să ducem vești bune. Eu ce să spun despre voi? Când ajung acasă, nevastă mă întreabă, e curioasă. Măi, ce adunări vă zic, cum îți brață? Ce să spun? Că sunteți puternici, bucuroși, că vă îmbărbătați, nu? Doamne, ajută-ne la asta. Apoi când te duci la unul descurajat și trebuie să-l ridici de acolo, trebuie să ai putere. O putere să-l îmbărbătezi. Și cred că prima putere e puterea cuvântului. Cuvântul lui Dumnezeu are putere, știți? Luca 1:37. Niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu e lipsit de putere. Psalmul 33 cu versetul 6, cerurile au fost făcute prin cuvântul lui. Versetul 9, el poruncește, zice și ce zice ea ființă. Matei 24:35, cerul, pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. Deci cuvântul lui Dumnezeu are putere, da? Și în fapte 15:31 citesc aia scrisoarea. Și spune, după ce au citit acestea, toți s-au îmbărbătat. Creștinii dintre neamuri, când au primit misiva de la Ierusalim, toți s-au îmbărbătat. Eu pot prin cuvântul meu să îmbărbătesc. Isaia 50 cu versetul 4. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită să înviorez pe cel doborât de întristare. Când e ultima dată când ai înviorat pe cineva? Ai găsit o soră întristată? Ai găsit un frate întristat? Când e ultima dată când l-ai ridicat? Să ne dea Domnul limba asta. Nu vorbim de frați, de alegeri, de comitet, vorbim de tăria Domnului. Domnul să ne ajute. Amin. Puterea cuvântului.
A bine, cuvântul Dumnezeu are putere, dar cuvântul meu are putere? În numele 6:23 spune, așa se binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Că în 1 Ioan 3:1 spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și eu spun, cuvântul lui Dumnezeu are putere în creație. Dar dacă și cuvântul meu, mai puțin, dacă și cuvântul meu are putere, și eu vorbesc ce nu trebuie. Accent de Octavian merge în America, primește mărturisări, nu știu de la cine și cum, nici nu mă interesează, că nu se spun, dar ideea. Spunea, frate, noi am fost doi frați acasă, de vârste apropiate, ne băteam tot ziua, nu știm care e mai tare. Eram băiețoi, ne bătem și odată noi bătem în curte și o ieșit maică-mea în prag și când mi-au văzut că la unii curgea sânge din nas, o spus să dea Dumnezeu să creșteți mare și unul să vă duceți într-un capul de pământ și unul la cealaltă în capul să nu vă mai întâlniți. Și spune, frate Octav, au trecut 30 de ani, eu am fugit în America, vremea în Ceaușescu, frate mi-a fugit în Australia, nu ne-am văzut de 30 de ani. Încercăm să luăm legătura, a stabilit să ne vedem ce n-a reușit. Oare ce-a spus mama are putere? Voi ce spuneți? Mamilor, că sunteți năcăjite. Dar dacă ce spui tu are putere? La Cașoana era fratele Vasilie Acobar, îți spune, păi, era acolo o familie de rom, cu chitare obraznici. Și vorba lui Preanu, când era în Cereș, când era în Cârpă. Și părinții îți ducem la doamna. Doamnă, băieță, dă-i ce-o făcut, doamnă! Și mama sa bătrână, că așa se enerva și lua o joră de șpugea după stânsă și le spunea, mă, te-ar da Dumnezeu să vă văd odată doctori, să nu mai faci. Bă, te vă faci odată inginer. O spune, eu ascult, ce le spune țigancă, bă? Când bunete, el îi spunea că îi vrea doctor, îi vrea inginer, e așa-i băci bunete copii. De-i Dumnezeu să faceți doctor. O spune, bă, femeia e înțeleaptă. Dar tu când spui altceva, când Bucovina era o soră de vreo 60 de ani, stăpânită de un duh necurat, și-a venit de frață și postit s-a rugat. Și un frate spune, vina e la mama dumneavoastră, trăiește mama dumneavoastră, trăiește anul 80 ceva de ani, cheamă în goază. O chemată a spus, soră, Duhul Sfânt a spus că vina la dumneavoastră, ce ai făcut? Și asta începe să plânge, eram în război, bărbatul mi-era pe front, n-avem ce mânca, copilul ăsta mergea tătă prin ziua pe lângă mine, se ținea de fuștă și plângea și odată m-am enervat și am spus, luate-l dracu și pe tine. Și de atunci copilul a avut probleme. Cum poți să spui așa ceva, mamă? Păi ești necăjită, copilul e bolnav, e neascultător. Dar dacă se prinde ce spui, că este putere în cuvânt, e putere de îmbărbătare în cuvânt, dar e și putere de doborâre în cuvânt. Hai să fim mai cuminți o leacă la limbă și la mor. Amin? Amin. Am mai povestit eu pe genul meu mai mare cu 2 ani, că mine, pocăit, mă cheamă la gard, dar vin să-i întreb ceva. Mă duc și-o, băi, dragoste, oare se poate ce grăim noi să se întâmple? Nu știu, dar de ce? El are vreo 10 copii, o fată face liceu în Suceava, dar Suceava era 7 km de Bosanci. Și era de prășuit, porumbul și era, și spun, vine tu acasă și ne ajută. Dacă nu vin, că am de învățat. Dar Valentin, băiatul, mai mă, tata, o chem eu și vine. N-a cheamă. Dă-mi la telefon și spune, tu, am tăiat vaca și mama a făcut niște părăjoale și să vii să mai iei, să ai ce mânca acolo. Într-un ceas, aceea e acasă. Când vine acasă, măcelarul era în graj, trașa vaca. Ce s-a întâmplat? Spune, m-am dus să trag băligarul și vaca era cu piciorul. Și i-am dat cu lopata să nu miște piciorul. Când i-am dat, i-am tăiat vena. O venă și am chemat veterinarul, îmi spune, n-am ce face, te nu tăia, te copierzi. Și a venit măcelarul, când a venit fata, și am el spariat, spune, drauș, oare se poate întâmpla ce am grăit? Și eu întreb din voi de la sălbăgeru, dar dacă se poate întâmpla? N-ar trebui să fim mai cumpătați la vorbă? Domnul să ne ajute. Dar nu uita că tot prin cuvânt ai putere de îmbărbătare. Folosește puterea asta. Și mai există puterea faptei. În 2 Corinteni 9:2 spune că
Am făcut o strângere de ajutoare și ei îmbărbătați, când au spus că cei de la Haia Zgada de anul trecut, îmbărbătați de vestea asta. Odată mă cheam un păstor, spune frate Dragoș, avem un băiat care are depresie. Am vorbit cu el, ne-a rugat, nu-i niciun rezultat. Iarăși, frate, bine, faceți o rugăciune. Vin, șoferul, că l-am luat eu, pocăit, directorul general la regia apelor. Încă vreo doi proroci, plecăm acolo. Băi băiete, ce cu tine? Casă curată, frumoasă. Frate Dragoș, eu am lucrat în Italia. Mi-am făcut căsuța asta și acum m-am mutat acasă și lucrez în construcție. Am trei copii, nevastă mea e educatoare și lucrând în construcție, prima oară am căzut de pe o casă. M-am lovit tare la coloană, am luni de zile de când stau în pat. Acum, începutul cu septembrie, lui nevastă mi-a trimis vorbă că s-au redus postul. Nu mai vie. Eu stau în pat. Părinții mei mi-au luat copiii. Și mănânc la părinții mei, dar începe școala. N-am un ban de caiete, de tenis, de ghiostane, n-am ce le pun în mâncare. Nu pot dormi. Cel mai mult am dormit 20 minute. Stau și mă gândesc că în noaptea m-am îmbolnăvit cu nerve. Eu spun, bă, dar Dumnezeu e mare, bă, dar Dumnezeu are comorne, bă, dar trebuie să crezi în Dumnezeu. Și predic așa frumos, că știu să predic. El stă așa ca paretele, cea Nica. Tot când am văzut-o că nu merge cu predica. Am luat pe direct, mi-a zis, băi, Daniel, aici la bani tine. Cam, cât mai chiar? 3 milioane, acum milioane, de roace. Mă duc la prorocii care ea noastră se roace. Bă, voi aveți bani? Am 1 milion, de roace. Am și un, de roace. Am mai pus și unul, am făcut 5-6 milioane, la mă departe, am spus, băi, uite, mă duc în Bosanci, facem o strângere în bani, una în produse, nu te temi, noi te hrănim, nouă, 300 de timp. Dar până atunci, ia banii ăștia la tine, că acum începe școala, îmi dă 5-6 milioane. Băi, s-o înseninat mai tare ca la predică. Ne-am dus acasă, am făcut o strângere, îmi da niște bani, eu n-am mai fost la el. Sunt, băi, Valeru, ce cu fratele acela? Băi, nu știu, de când v-ați rugat, voi e bine, nu mai are probleme. Rămâne, cu rugăciunea n-am făcut mai lucru, cu niște bani dați. Că așa asta e o metodă de încurajare, de îmbărbătare, când te duci la unul care îi lini pământul, n-are ce mânca și tu vorbești că Dumnezeu e om de prezent și om de știent. Nu, nu, bagă mâna în buzunar și ajută, că așa îl îmbărbătesc. Domnul să le dea înțelepciune. Și apoi mai este o metodă de îmbărbătare, am spus eu exemplu personal. Că 14 zile, mergi mă, înainte, da? 14 zile, niște oameni n-au mâncat, n-au băut, n-au dormit, nu s-au bărăverit, stăteau trântit pe fundul corăbii, coradul legatul cu niște funii roată să nu o iei valurile, încărcătura o aruncat jos, așteptau să moară. Și vine Apostolul Pavel și spune, oameni buni, fiți cu voie bună. Un înger al cărui Dumnezeu îi slujesc eu, o să n-ați fi nici o pierd, decât corabia. Dar voi trebuie să mâncați acum. Trebuie să mâncați, ca asta vă prinde bine. Și Pavel a luat o pâine, o mulțumit la Dumnezeu, o frântu și a început să mănânce. Și Biblia spune acolo, versetul 36, toți s-au îmbărbătat și au mâncat. Că exemplu personal e foarte important. După Revoluție, la a început să închidă fabricele. Și la Botoșani, îmi spune fratele Axinte Octav, s-au închis fabricele și maestrul lui sta la televizor. S-a uitat la știri, nepocăit. Că pocăință nu s-a uitat la televizor. S-a uitat la știri, da, mai spun o dată. Da, mai spun o dată ca să știți. S-a uitat la televizor și o anunță. Fabrica Imasa Botoșan și-a închis porțele, o concediat. Și ăla, mă da ca pe o parte și-a murit, din parte. Și Octav spune, băi, eu-s păstor și la noi de oameni afară, eu trebuie să fac o predică din încurajare, din bărbătare. O citit de la Scriptură, se duce duminică, fraților, nu trebuie să ne teme, Dumnezeu ne hrănește, Dumnezeu ne dă pâinea și o predică frumos. Primește un bilet în timpul predicii. Așa îl bagă cineva insistent. Deschide biletul de la nevasta. Și acolo scrie Octav, ori schimb fața, ori schimb predica. Uite la tine cum arăți. Ăsta era dat afară, era supărat și îi încuraja pe alții să nu se teamă. Știți ce putere are exemplu personal?
să predici cu voie bună, să crezi ceea ce spui și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Mai este o metodă de îmbărbătare. Spune 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 31, că puteți proroci tăți, dar pe rând, pentru ca tot să capete învățătură și să fie îmbărbătați. Băi, cum te-a îmbărbătat Duhul Sfânt, nu te îmbărbătează nimeni. Amin. Și eu doresc ca Domnul să lase darul ăsta. Amin. Și prin lucrările Duhului Sfânt să ne îmbărbătez. Spuneam că am o fată la Cluj, o terminat dreptul, și la Suceava s-au invit 6 posturi. Bun! Și eu spun, măi, fată, iar cum faci masterul, vin acasă și te angajează. Vin, tata. Dormi acasă, mănânci acasă, ești cu noi, adunare bună, vin. Numai că pe acele 6 posturi sunt scris 78 de persoane. 80 de oameni pe 6 posturi. Din care mai târziu am aflat câteva lucrau în sistem, dar n-am de examen, trebuie să dea examen. Bă, dar eu postez și mă rog și punem asta, Doamne ajută, Doamne, fata învață foarte bine, de examen. Și primesc răspuns, e a 6-a, erau 6 posturi, e pe locul 6, dar la egalitate perfectă cu acei de pe locul 7. Și acum se întrunește o comisie să aleagă între ele. Eu iară, Doamne, dar fata mea, dar e... Și primește răspuns, a fost preferată cea de pe locul 7. Adică o angajat 1, 2, 3, 4, 5 și 7. Locul 6 nu, era fata mea. Așa m-am supărat, eu am fost la Cluj, am avut o conferință cu tinerii cu tema puterea rugăciunii. Și le-am spus, băi băieți, băi fete, băi Dumnezeu, ascult, vă rugați-vă, cum am putut eu mai bine? La două zile primesc asta. Și eu mă rog și spun, Doamne, fata mea e botezată cu Duhul Sfânt. Dacă tu, dar tu știi că pocăiți și întreb, dar dacă cei de pe locul 7 fumează, Doamne? Întreba-mi-o pe Domnul, dar dacă mergi la cluburi și au intrat ea și nu a intrat la mine? Dar eu, dar mă tem de Dumnezeu, dar avem una mare în inimă și credem cu Dumnezeu. Cu cine să vorbesc? Mergem în Ardeal și eu mai am o plăcere de laudă. Dacă mă aud de care ar fi bine. Am mulți ani de zile de când n-am lipsit ce la adunare. Zici un program. Dacă nu s-a la Bosanci, dacă știu că s-a aici, dar nu se poate să fie slujbă și eu să nu fiu adunare. Voi tot așa? Marța, joia, întreb, nu știu, întreb dacă nu știu, dar nu vă pun să ridicați mâna pe cei care n-ați fost joi la adunare. Eu vreau să păstrez o plăcută aducere a minții despre voi. Și mergem la Ardeal. Și îți face ora 6, eram cu un patron, mai tânăr ca mine. Băi, veni, ești mașină, adunare. Hai să intrăm. Și intru la adunare și număr. 7 frați, 10 surori. M-am așezat pe ultimul scaun la margine. În spate la un frate nepoliticos. Voi să fiți mai politicoși. Nici nu am turnat capul să uit, poate era un bandit în spate, nu nimic. Omul stă liniștit, se ruga. Eu zic, băi, dar nu te uiți la mine. El se ruga și când se termină rugăciunea, întoarce mâna și spune, ascultă, bărbatule, cuvântul Domnului. Se strigă de la înălțime. Dosarul tău este în fața mea, am dat foaie cu foaie. Degetul meu s-a oprit în dreptul unei cereri. Oamenii nu te pot ajuta, eu te ajut. Am pus ștampila, aprobat, intră în mulțumire. Știți că n-am mai avut timp să întreb, băi, proroc bun, ce lucrări are? N-am avut timp. La celălalt îi spune, o ușă de binecuvântare stă în fața ta, oamenii vor să o închidă, nu pot, eu am pus. Și ce îmi povestește la patron din Belgia? I-a furat unul lucru, i-a furat echipele, nu i-a dat bani. Și la urmă Dumnezeu mi-a dat îndoit totul, spune, bun, era prorococeava. Ei, după ce am prorocie asta, primesc răspuns de la tribunalul din Suceava, la curtea de apel, dacă ați vrea să vă angajați la noi, mi-a cerut un certificat de bună portare, ei mai aveau un post la curtea de apel, cel mai bun dosit undeva. Și pentru că persoana aceea, pentru care l-a vrea, cred că nu a venit, el o oferi la fata mea. Și a spus, măi, mare Dumnezeu, dar știți ce îmbărbătat am fost? Ei, acum, din cei 7 angajați, ea e cea mai, cea mai. Știți de ce? Că Dumnezeu nostru e mare. Și ce promite Dumnezeu împlinește.
Doresc ca Duhul Sfânt să mă aducă bărbătare. Plecăm acasă mai bucuroși. Și dacă spuneam că prin cuvânt putem îmbărbăta, revenim la Ioan 14. Ăsta nu-i numai, îl citim noi la priveci la mormântări. Și Dumnezeu ne îmbărbătează prin făgăduință. În 1 Corinteni, capitolul 1, 2 Corinteni, 1 cu 2, să-i spune că în El toate făgăduințele sunt da. La El toate sunt da. De aceea și aminul care spunem prin El e pe slava lui Dumnezeu. Și acum vine Domnul și la ucenici îi face niște făgăduințe. Eu mă duc, vă pregătesc un loc, sunteți ca să vă iau. E frumoasă făgăduința asta? Și o credem? Lasă vie pandemie, lasă vie război, lasă vie ciumă, n-am treabă. Eu știu că pe mine vine Domnul și mă duce la El. Și ne scapă de toate astea, dorim. Eu cred că și pedepsele astea peste omenire sunt niște metode prin care Dumnezeu vrea să ne smulgă leagă de pe pământ și să ne pească mai mult de cer. Că prea ne-am făcut imperiile noastre. Prea avem firme, prea trăim bine. Prea ne-am pus încrederea în lucrurile astea. Și Dumnezeu clatină un pic pământul să le aducă aminte la pocăiți că noi suntem străini și călători. Și că patria noastră e acolo în cer la Dumnezeu. Făgăduinți de durată le-am numit eu. Că o spun Domnul Iisus în Matei 28 și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului, în fiecare zi. O fost El Dumnezeu cu noi? Și și azi? Amin. Oare să fie și mâine? Amin. Amin. O să fie Dumnezeu și mâine cu noi. Că la Dumnezeu nu-i abandon, nu. Există abandon școlar. Nu mai merg copiii la școală. În lumea sportului este abandon. Campion de renume, o cedat, nu mai reușit. Pactele militare se rup, vedeți cum se face, o să disfac. Jurințe de căsătorie, scălcate și nu-i bun. Dar la Dumnezeu credincioșia este. Pot să se mute munță, pot să se clatine de anuri, legământul meu de dragoste nu se mută. M-am purtat în palmele mele, m-am săpat în coasta mea. Credem asta? Amin. Credem că Dumnezeu ne iubește? Amin. Să Domnul ne pregătească un loc îndată, îndată vine. Și ne ia ca să fim cu El. Nu-i frumoasă făgăduința asta? Amin. Făgăduinți de însoțire. Și iată că eu sunt cu voi, eu mă duc, dar vă las pe Duhul Sfânt, nu vă las bărbani. Și cine crede în mine va face și el lucrările care le-am făcut eu, banca altele și mai mari. Că eu mă duc la Tatăl, încă n-ați cerut nimic în numele meu, dar eu mă duc la Tatăl și ce cereți, veți căpăta. Și am fost martură multor minuni făcute de Dumnezeu. Ce experiență cu Dumnezeu. Cum Dumnezeu eliberează oameni demonizați. Cum Dumnezeu vindecă canceroși. În ultimul an, la rugăciune și trăiesc. Cum Dumnezeu trimite îngeri și ne salvează, ne scapă din primejdie. Îi făgăduința lui Dumnezeu. Trebuie să crede. Și făgăduința de revelație. Ungerea pe care ați primit-o vă învață toate lucrurile. Și Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt, fraților. Și eu voi încheia predica. Dar vreau să plecați acasă mai bucuroși. Ce să vă dau să fiți mai bucuroși? Mai încurajat și mai îmbărbătat. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Îmbărbătați-vă voi singuri, îmbărbătați-vă unii pe alții și credeți făgăduințele lui Dumnezeu. Mie îmi place să spun după 60 și ceva de ani de când ești pocăit, îmi place să spun că Dumnezeu nu dezamăgește. Și dacă ne lasă câteodată să trecem prin valea umbrii morții, prin valea plângerii și ne uităm și nu vedem soarele, Dumnezeu iar se arată, El are lucrarea Lui. Dumnezeu să fie binecuvântat. Și voi de asemenea, fraților. Amin.